România a livrat țării noastre cea de-a 4-a tranșă de păcură. Este vorba de 1.600 de tone din cele 14.500 contractate. Anunțul a fost făcut de Ministerul Afacerilor Interne. Păcura a fost recepționată de Agenția Rezerve Materiale, care urmează să o livreze centrelor de termoficare pentru producerea energiei electrice și termice. Repartizările vor fi efectuate în baza unei hotărâri a Comisiei pentru situații excepționale sau a Guvernului. Reprezentanții Ministerului de Interne precizează că, în curând, în Moldova vor ajunge încă 8.200 de tone de păcură, ceea ce va constitui o rezervă substanțială pentru a asigura necesitățile cetățenilor pentru octombrie și noiembrie. Agenția Rezerve Materiale anunță că suplimentează rezervele de păcură într-un ritm mai rapid decât cel stabilit anterior pentru a face față necesităților energetice ale țării.